Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi povestim despre parfumurile pe care le-am consumat și voi știți că eu cumpăr destul de multe parfumuri parțiale, dar nu mai știu exact care, cum au fost. Nici nu contează asta, contează faptul că mi-am format o părere despre aceste parfumuri. De exemplu, am luat unele doar pentru a le testa, deci au fost doar câțiva mililitri în sticluțe, așa că oricum le-am purtat, mi-am format o părere și astăzi vă povestesc despre ele, dacă le-aș recumpăra, care mi-a plăcut mai mult, care nu mi-a plăcut, deși nu am parfumuri care nu mi-au plăcut, dar am aici parfumuri pe care nu le-aș cumpăra, nu le-aș recumpăra. Și haideți să începem cu unul care mi-a plăcut foarte mult și pe care îl super, super recomand. Este vorba despre Acqua di Gioia. Este un parfum superb pentru vară, un parfum care persistă, este un parfum care are acel ceva, după cum v-am spus, este proaspăt, are o notă de mentă, are iasomie de apă care se simte foarte frumos aici și are și zahăr brun care îi oferă acea profunzime de care are nevoie un parfum proaspăt. Este foarte frumos Acqua di Gioia, vorbim aici despre apa de parfum și l-am înlocuit pe acesta cu apa de toaletă sau cu Acqua di Gioia O Fresh pentru că îl am în colecție și pentru că seamănă destul de mult, nu este la fel, dar îmi place și acela foarte, foarte mult și probabil că la un moment dat va mai ajunge și acesta în colecția mea, dar nu, anul acesta nu o să-l recumpăr. Asta pentru că am foarte multe parfumuri citrice, parfumuri moscate, proaspete, am multe în colecție și vreau să le folosesc și pe ele, însă cu siguranță Acqua di Gioia rămâne unul dintre preferatele mele pentru vară. Este foarte bun și foarte frumos. Foarte, foarte frumos, mi-a plăcut și îl super, super recomand. Un alt parfum pe care l-am consumat în această vară este Oud Sage and Sea Salt de la Jo Malone. Este un parfum care m-a cucerit în această vară, mi-a plăcut întotdeauna parfumul acesta, însă vara aceasta pur și simplu am simțit nevoia să fac baie în el și cred că l-am înțeles și mai bine și oricum parfumurile pe care le purtăm vara la anul cu siguranță o să le vedem altfel. Ei, anul acesta pe Oud Sage and Sea Salt eu l-am văzut absolut perfect pentru vară și da, este parfumul meu preferat pentru vară de anul acesta. Mai am o parțială, mai am foarte puțin într-o sticluță. Probabil că nu o să-l recumpăr anul acesta, dar după ce o să consum și acea sticluță, da, mi-aș dori să-l am mereu în colecția mea pentru că este un parfum care îmi place mult de tot. Aici este o miniatură, poate că o să mi-l cumpăr tot așa, în formatul acesta de 9 ml, atât au aceste miniaturi de la Jo Malone. Și le-am văzut pe Vivantis, cu un preț ok, mi se pare oricum o cantitate bună. Bună pentru o persoană care are foarte multe parfumuri și care vrea să-l ia în vacanță, pentru că pentru mine acesta este un parfum de vacanță, desigur că aș vrea să-l folosesc mai des, aș vrea să mă bucur de el mai mult, dar având multe parfumuri, nu reușesc să fac treaba asta, dar cu siguranță îmi place și îl super recomand și da, nu este un parfum care să fie bombiță, așa cum spun eu, nu are o persistență sau o proiecție foarte mare, însă l-am simțit pe mine după ceva timp foarte plăcut. Ca și miros, în Oud Sage and Sea Salt avem câte puțin din toate. Avem un iz aromatic, avem un iz sărat și avem un iz moscat. Are ambretă parfumul acesta și îmi place foarte mult, este super cozy, avem și salvie, dar nu pot să zic, avem și citrice chiar, mi se pare că, da, grapefruit avem, dar nu este ceva care să iasă în evidență, mi se pare că are câte puțin din toate, nu este prea aromatic, nu este prea sărat, nu este prea mult mosc, este foarte bine echilibrat. De asta îmi și place foarte mult și
Izul acesta moscat îmi place extraordinar de mult și v-am zis, este un parfum relaxant, un parfum cozy, un parfum proaspăt și îl super recomand, să știți. Mi-a plăcut foarte mult, foarte, foarte mult și anul acesta îl apreciez și mai mult. Alt parfum pe care l-am consumat și care mi-a plăcut extraordinar de mult este acest Rituals Ocean Infini. Da, și el este un parfum ca și Wood Sage perfect pentru vară, foarte bine echilibrat, dar aici față de Wood Sage, care mi se pare mai cozy așa, mai... Pe ambele pot să le duc în zona de parfumuri relaxante de vacanță, pentru că cam întotdeauna le-am avut pe ambele cu mine, mai ales că au sticluțele astea micuțe. Dar aici avem o ambretă, avem și aici musc, doar că în acest Ocean Infini avem și un fruct, avem un iz mai vibrant, avem un iz mai vesel, mai, cum să zic eu, și feminin și armonios, dar este veselie într-o sticluță, este un parfum proaspăt, este un parfum un pic dulceag, vibrant și v-am zis, este foarte vesel și feminin și frumos. Mi-a plăcut foarte mult și îl super recomand și pe el. Chiar acestea au fost 3 dintre preferatele mele, 3 parfumuri despre care eu v-am vorbit destul de mult în clipurile mele și anul trecut. Și da, anul acesta îl apreciez mai mult pe Wood Sage și mai puțin poate pe Acqua di Gioia, despre care am vorbit foarte mult. Anul trecut am fost obsedată de parfumul acesta. Anul acesta am avut altă stare probabil și mi-a plăcut foarte mult acest Wood Sage and Sea Salt, dar Ocean Infini clar este un parfum de avut în colecție, un parfum pe care îl vreau înapoi în colecție și cred că tot așa într-o cantitate mică, pentru că este de ajuns și am înțeles că, da, cred că v-am mai zis că s-au schimbat ambalajele, dar că nu ni l-au luat, nu l-au discontinuat. Se găsește în Douglas și eu momentan l-am înlocuit cu Soleil d'Or, care la fel este un parfum care are ADN-ul ăsta Rituals, cumva te duce cu gândul la armonie și la spa, are același vibe, să zic, doar că acolo avem ceva lotus, este diferit ca și miros, dar tot un parfum proaspăt, tot un parfum pentru vară și să fim serioși că nu avem nevoie de atât de multe parfumuri vara, pentru că, ce să vezi, trece destul de repede și chiar mai este puțin și gata, trecem la parfumurile de toamnă și la cât de cald a fost anul acesta, parcă văd că de la o zi la alta vine toamna. Mi-e cam frică să zic așa, dar asta este. Încă ne mai bucurăm de parfumuri proaspete cât mai avem vara și, ce să zic, să profităm de orice anotimp și de orice perioadă. Da, din nou, și pe Rituals vi-l super recomand. Trecem mai departe la un alt parfum, vedeți că nu scrie nimic și nu este un parfum care se găsește pe oriunde. Pe acesta l-am primit, am aici o variantă de 15 ml și este foarte frumoasă sticluța asta, probabil că o să o refolosesc. Aici avem o clonă a parfumului Fame de la Paco Rabanne. Da, este o clonă bună, mi-a plăcut, seamănă. Chiar l-am pe mână. Seamănă foarte bine cu originalul și este și intens. Chiar mi-a plăcut destul de mult acesta și na, l-aș vrea pe original în colecția mea, dar m-am bucurat foarte mult de acesta și dacă mă gândesc mai bine pot să iau o sticlă mai mare și să mă bucur de el în continuare, dar momentan nu. Ce să zic, mi-a plăcut, seamănă destul de bine cu Fame, nu aveți de unde să-l cumpărați voi, dar mie îmi place foarte mult cum miroase Fame și cu cât l-am tot testat și l-am descoperit, mi-a plăcut din ce în ce mai mult.
Mai mult decât mi-a plăcut prima dată când l-am testat. Să știți că la primul nas nu mi s-a părut cine știe ce, dar îmi place foarte mult când se dezvoltă. Îmi place parfumul, chiar îmi place Fei, mi se pare un parfum bun, mi se pare un parfum feminin, îmi place combinația aia de mango și iasomie, e așa foarte intens și da, mi-a plăcut și acesta. Un alt parfum pe care l-am consumat este Olympia. Am avut o parțială aici pe care mi-a dat-o Mihaela la un moment dat, dar mi-a mai luat o parțială între timp, deci nu am rămas fără Olympia în colecție. Mai am o parțială și cred că am o sticlă mai veche, nu cred că mai este cea care se găsește acum în magazine, dar Olympia din punctul meu de vedere este un parfum must have, este o vanilie sărată, un parfum perfect. Perfect pentru vară, pentru cine și nu numai, pentru cine preferă parfumurile mai dulci vara. Eu nu am nicio problemă, pot să-l folosesc oricând, este un parfum care îmi place, pe care o să-l am în colecția mea mereu, probabil, nu știu exact ce să zic, dacă după ce o să consum și cealaltă sticlă o să vreau să mi-l iau din nou, pentru că mai am o sticlă de Olympia Intens. Dar ce pot să vă spun sigur este faptul că iubesc acest parfum, îmi place foarte mult și nu știu ce mai e de zis despre Olympia, pentru că îl cunoaște toată lumea. Haideți să discutăm despre un parfum despre care până acum nu am povestit. Și este vorba despre Flash de la Jimmy Choo. La fel am luat câțiva mililitri și mai am în sticla asta puțin, cât să mai testez din când în când, pentru că vedeți că preferințele se schimbă și poate că parfumul acesta nu l-aș recumpăra acum, însă dacă o să-l testez la anul, de exemplu, poate că o să mă atragă. Și ce pot să vă spun acum? Ce părere am acum despre acest Jimmy Choo Flash? Păi, el este un parfum frumos, este un parfum care miroase bine și haideți să vă spun puțin ce note are. Avem așa în deschidere piper roz, căpșună și mandarină. Avem în mijloc tuberoză, crin alb și iasomie și în bază avem heliotrop și lemne albe. Îmi place parfumul. Îmi place cum se dezvoltă, îmi place că în deschidere are, este ceva mai vesel, este ceva mai, nu simt căpșună, nu simt căpșună, se simte piperul, este pudrat, un floral pudrat și la un moment dat devine un parfum pudrat lemnos. Ce nu-mi place sau ce nu mă face să recumpăr acest parfum, pentru că nici nu-mi displace, miroase bine, parcă îi lipsește, cum să zic eu, îi lipsește un pic de veselie. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai luminos. Nu este nici ceva ce n-am mai mirosit până acum. Miroase bine, v-am zis, este pudrat, este un pic dulce, mi se pare cam muscățel așa, cam muscat. Flash, se numește Flash. M-aș fi așteptat să fie puțin mai vibrant parfumul acesta, nu îmi spune prea multe momentan. Adică nu prea are personalitate, să zic așa. Dacă m-auziți vreodată că îmi place, să știți că mi s-au schimbat preferințele, nu știu, dar nu pot să zic că nu-mi place. E plăcut, dar parcă îi lipsește ceva. Da, exact, îi lipsește ceva. Un pic mai bogat, un pic mai luminos, un pic mai vesel. Cam tristuț așa parfumul ăsta. Sincer, cam asta e părerea mea despre el. Da, nu, momentan nici nu o să-l mai consum, mai am aici câțiva mililitri, o să păstrez sticluța și o să vedem. Nici nu știu ce o să fac cu sticluțele, dar nu le-aș arunca, sincer.
Mai departe, vorbim despre un alt parfum pe care l-ați văzut la un moment dat într-un haul. A fost o sticlă parțială, am avut câțiva mililitri pentru a-l testa, pentru a-l purta, să văd cum se dezvoltă el. Și ce pot să vă spun despre Mon Paris, decât că îmi place foarte mult. Miroase foarte bine parfumul acesta, este un șipră și, în general, parfumurile astea șipră, care au și fructe, sunt niște parfumuri, fructate, dar și proaspete. Mi se par foarte versatile parfumurile șipră și acesta miroase bine de tot. Chiar îmi place mult. Să știți că l-am ocolit mult timp și chiar dacă l-am avut în colecție câțiva mililitri, tot timpul am avut așa, nu m-a atras prea mult. Nu știu de ce, pur și simplu aveam eu o părere așa de undeva formată, dar e frumos. Este fructat, este dulce. Și avem așa, multe fructe, multe flori, mult paciuli, chiar are mult paciuli parfumul acesta în el. Este fructat, este proaspăt, este dulce, este versatil, este feminin și da. La un moment dat, cred că o să intre în colecția mea. Ați văzut că eu mai cumpăr parțiale și poate că o să cumpăr la fel o sticlă parțială. Sau o să-l urmăresc și poate că o să-l iau la un moment dat. Dar miroase bine. Chiar îmi place cum miroase parfumul acesta și îmi place și cum se dezvoltă pe mine. L-am purtat, mi-a plăcut. Chiar l-am purtat și săptămâna asta pentru a avea părerile proaspete pentru voi. Și da, este un parfum care îmi place foarte mult. Îmi place și l-aș recumpăra. Ok, și am ajuns și la ultimul parfum, care este acest Viva La Juicy Gold Couture. Măi, fetelor, m-a cucerit parfumul acesta. Noi am mai vorbit la un moment dat despre el. Am mai vorbit la un moment dat când l-am testat și mi-a plăcut și... Nu mai știu ce am zis atunci despre el, dar vă spun ce părere am acum despre el. Este un parfum pe care mi-l doresc în colecție. Am mai avut o sticluță tot așa de testat și asta a fost tot una cu câteva pufuri de testat. Doamne, ce îmi place! Îmi place foarte mult combinația asta de flori. Miroase super bine. Caramel și pralină. Dar are atingerea aceea florală. Asta îmi place. Asta îmi place. Faptul că este o combinație de flori și caramel. Nu este un caramel așa mâncabil. Este un floral feminin gurmand. Un floral dulce. Pudrat. Prințesistic. Prințesistic. Ăsta este cuvântul. Parfumul ăsta este prințesistic, dar nu în modul de copii mici. E feminin, prințesistic, dulce, floral, pudrat. Dar nu este prea dulce, asta îmi place. Și se duce foarte mult în zona Grand Ballo. Foarte mult, foarte mult. Uite, îmi doresc parfumul ăsta în colecție. Am avut sticla asta doar pentru a-l testa. Am mai avut la un moment dat o sticluță și atunci chiar l-am testat și... persistă și bine pe mine, dar am nevoie de 100 de mililitri de Viva La Juicy Gold Couture. Îmi place de nu mai pot. Da. Și cam acestea au fost parfumurile mele consumate, parfumuri testate, părerile mele și aștept și părerile voastre dacă ați testat parfumurile și ce părere aveți despre ele. Aștept să-mi spuneți și mie despre Viva La Juicy Gold Couture. Dacă ați testat Viva La Juicy Couture și care vă place mai mult? Viva La Juicy Couture sau Viva La Juicy Gold Couture? Ei bine, eu nu l-am testat pe Viva La Juicy Couture, originalul, și mi-aș dori să-l testez, dar îmi place asta foarte mult. Din păcate nu se găsește într-o cantitate mică decât așa, la sticlonțul ăsta. Dar poate că la un moment dat nu se mai găsească deloc și atunci chiar este o tragedie. Așa că, nu știu, să-mi cumpăr o sticlă de Viva La Juicy Gold Couture sau nu.
Voi ce ziceți? Da, vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut clipul acesta. Noi ne revedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați un like, să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când eu postez un video nou și ne vedem în curând cu un video nou parfumat. V-am pupat! Pa, pa!